Da, așa este, judecătorii Curții Constituționale vor trebui să decide dacă guvernul poate publica și în limba maghiară monitorul oficial sau doar în limba română, așa cum prevede Constituția, în condițiile în care limba română este limba oficială în stat. Acest lucru l-a contestat și președintele asociației, spunea că de mai bine de 10 ani de acum se publică și în limba maghiară monitorul oficial, iar acest fapt ar fi ilegal în condițiile în care, spuneam, Constituția consacră că în România limba oficială este doar româna, nu și maghiara. Și făcea președintele asociației un calcul că din 2009 până în 2014, spre exemplu, guvernul României a cheltuit peste 1,6 milioane de lei cu editarea monitorului oficial al României și în limba maghiară, în condițiile în care nu existau mai mult de 38 de abonați la monitorul oficial în limba maghiară și spunea el, în aceste condiții sunt bani aruncați pe fereastră. Spuneam că judecătorii Curții Constituționale vor trebui să decide în momentul de față cine are dreptate, dacă guvernul poate publica monitorul oficial și în limba maghiară sau dacă președintele asociației are dreptate și într-adevăr guvernul face un act ilegal în condițiile în care publică monitorul oficial și în limba maghiară. Mulțumesc foarte mult, Tudorel.